Vom găsi chiar 3 persoane sunt în acest moment în stare gravă în spitalele din capitală. Este vorba despre 2 pacienți internați aici la Spitalul Floreasca și unul la Bagdasarateni. În același timp, medicii supraveghează în continuare starea 29 de persoane care au o stare medie sau ușoară, spun cei de la Ministerul Sănătății într-un comunicat. 16 persoane sunt în continuare aici la Spitalul Floreasca, 8 la Bagdasarateni, 3 la Spitalul de Arș și câte unul la Spitalul Universitar și la Elias. În total, 12 persoane au fost externate în urma tratamentelor aplicate de către medicii de la aceste unități medicale. Însă, iată, România din nou a trimis 12 pacienți în străinătate. Este vorba despre pacienți care au ajuns în Belgia, în Italia, în Germania și în Norvegia. Dintre aceștia, unul se află în stare gravă. Este vorba despre unul dintre cei doi nepalezi care se afla în apropiere de explozie în momentul de sâmbătă seară. Este vorba despre un bărbat de aproximativ 68 de ani care are arsuri pe 80% din suprafața corpului. Dintre toți cei 12, o parte sunt în continuare intubați, o parte respiră singuri, unora dintre ei medicii anunță că starea li s-a stabilizat în ultimele 24 de ore, însă sunt supravegheați în continuare, iar arsurile pe care aceștia le-au suferit sunt între 10 și 80% din suprafața corpului. În Italia au ajuns încă de ieri dimineață 2 dintre răniții în exploziile de la Crevedia. Aceștia sunt îngrijiți de cadre specializate. Starea celor doi pacienți civili transferați în Italia este momentan stabilă. Ei au fost aduși cu o aeronavă militară și au fost însoțiți de 2 medici români și de 4 asistenți medicali. Imediat au fost preluați de spitalele din Milano și se află internați la terapie intensivă. Totodată, ambasada României se află în permanentă legătură cu autoritățile medicale italiene, dar și cu rudele pacienților. Alte 2 persoane, pompieri răniți în timpul intervenției, au ajuns în Belgia la Spitalul Militar Regina Astrid. Doctorul Thomas Rose a explicat că pacienții s-au comportat bine în timpul zborului de la București, iar odată sosiți la spital au fost stabilizați suplimentar. Cei 2 sunt în stare critică, iar mutarea lor în cel mai scurt timp a fost vitală. Sunt junge mense en de gelukkige goede werking van hun beschermkledij is de schade beperkt, maar ze zijn wel nog in kritische toestand. Daarmee kent de prognose is ook een veel betere outcome dan een laattijdige transfer. Dus het is wel belangrijk dat de patiënten zo snel als mogelijk overgebracht worden als ze echt die specifieke zorgen nodig hebben. Aseară, alți 8 răniți de la Crevedia au fost transferați de urgență în străinătate. 7 dintre ei au ajuns la clinici din Austria și Germania, iar unul în Norvegia.